ziua, dragi elevi din clasa a 9-a! Sunt Stella Brucovski. Astăzi, la lecția de chimie, vă propun să studiem împreună ecuații moleculare, ionice complete și reduse. Participând activ la această lecție, vei reuși să deduci din seriile genetice ale metalelor și nemetalelor reacțiile posibile între electroliți, să stabilești electroliții tari utilizând tabelul solubilității și să alcătuiești ecuațiile lor de disociere. Să modelezi prin ecuații moleculare, ionice complete și ionice reduse toate reacțiile la care participă electroliții. Să deduci condițiile de realizare a fiecărei reacții la care participă electroliții. Pentru început, să ne reamintim câteva noțiuni studiate anterior. Etape în alcătuirea ecuațiilor moleculare, ionice complete și ionice reduse. Ecuațiile moleculare se referă la obținerea substanțelor anorganice, dar și proprietățile lor chimice. Sunt reacțiile scrise de către voi anterior. În ecuațiile ionice complete, electroliții tari se scriu în formă disociată, se reduc ionii asemenea, se indică precipitatul sau gazul cu săgeata corespunzătoare. Ecuația ionică redusă conține semnul reacției chimice. Dacă s-au redus toate particulele, atunci reacția nu decurge până la sfârșit. Reamintește-ți cum selectăm electroliții tari de cei slabi, dar și din electroliți. Vă propun substanțe: azotatul de aluminiu, acidul silicic, oxidul de carbon 4, acidul sulfuric, hidroxidul de fier 2 și carbonul. Ne reamintim pentru început de tabelul electroliților. Electroliți sunt doar acizii, bazele și sărurile. Dintre acizi, electroliți tari sunt acidul clorhidric, acidul bromhidric, iodhidric, azotic și acidul sulfuric. Pentru baze și pentru săruri, este îndeajuns să consultăm tabelul solubilității. Se va determina tipul electrolitului în dependență de solubilitate. Astfel, baza pe care ați avut-o anterior, hidroxidul de fier 2, este o bază insolubilă, deci electrolit slab. Azotatul de aluminiu este o sare solubilă, deci electrolit tare. Rezolvarea este următoarea. Electroliții tari sunt azotatul de aluminiu și acidul sulfuric, electroliți slabi, acidul silicic și hidroxidul de fier 2 și neelectroliți carbonul, care este un nemetal, și oxidul de carbon 4, care face parte din oxizi acizi. Vom alcătui ecuațiile de disociere ale electroliților tari. Azotatul de aluminiu disociază într-un cation de aluminiu cu 3 sarcini pozitive și 3 anioni de azotat cu sarcina minus. Acidul sulfuric disociază în 2 cationi de hidrogen și un anion de rest acid cu 2 sarcini negative. O reacție decurge până la sfârșit în cazul că se întrunesc condițiile. Degajarea sau absorpția gazului, formarea sau dizolvarea precipitatului, formarea apei sau participarea la reacție a altui electrolit slab. Vom urmări aceste semne ale reacțiilor chimice în reacțiile studiate în clasa anterioară, proprietățile chimice ale acizilor. O clasă dintr-o serie genetică interacționează cu clasele seriei învecinate. Astfel, un acid va interacționa cu un metal, oxid bazic, cu o bază și cu o sare. Ecuațiile reacțiilor corespunzătoare scrise de către voi anterior au fost: 2H clor plus zinc formează clorura de zinc și hidrogen, care se elimină ca gaz. 2 molecule de acid clorhidric cu oxidul bazic calciu-O formează clorura de calciu și apă. 2 molecule de acid clorhidric cu hidroxidul de calciu formează clorura de calciu și 2 molecule de apă. Și acidul clorhidric cu azotatul de argint formează clorura de argint și acidul azotic. Prima reacție face parte din reacții de substituție. Celelalte 3 însă, interacțiunea cu oxidul bazic, cu baza și cu sarea, sunt reacții de schimb. Reacția 2 și 3 mai sunt încă reacții de neutralizare, deoarece ca produși se formează o sare neutră și apa. Să urmărim cum se alcătuiesc pentru aceste ecuații moleculare, ecuațiile ionice complete și ionice reduse. În reacția dintre zinc și acid clorhidric vom disocia acidul clorhidric, fiindcă este un electrolit tare, și clorura de zinc, fiindcă este o sare solubilă, deci un electrolit tare. Hidrogenul și zincul rămân neschimbați. Ecuația ionică redusă va fi zinc plus 2H plus este egal cu zinc 2 plus și plus H2, care este o substanță gazoasă.
În ecuația ionică redusă observăm semnul reacției, degajarea gazului. Interacțiunea cu oxizii bazici. În această reacție vom disocia acidul clorhidric, dar și clorura de calciu, care este o sare solubilă. Oxidul de calciu este un neelectrolit, apa este un electrolit slab, deci vor rămâne nedisociate. După reducerea termenilor asemenea, a rămas ecuația ionică redusă. Calciu O plus 2H plus, se formează calciu cu două sacini pozitive și o moleculă de apă. Semnul reacției este formarea apei. Reacția dintre hidroxidul de calciu și acidul clorhidric decurge în felul următor. Vom disocia toate substanțele cu excepția apei. Atenție! În tabelul solubilității, hidroxidul de calciu este o bază puțin solubilă. Însă noi, în laborator, lucrăm cu soluția de hidroxid de calciu, de aceea o scriem în formă disociată. Calciu 2 plus plus 2OH cu minus plus 2H cu plus plus 2 clor minus se formează cationul de calciu cu 2 plus plus 2 anion de clor minus plus 2 molecule de apă. După reducerea termenilor asemenea, se obține ecuația ionică redusă. 2H cu plus plus 2OH cu minus se formează 2H2O. Ecuația clasică pentru o reacție de neutralizare. Și interacțiunea cu sărurile. Acidul clorhidric interacționează cu săruri solubile, astfel încât după reacție să se urmărească formarea unui precipitat. Am ales sarea azotat de argint. Toți electroliții sunt tari cu excepția clorurii de argint, care este o sare insolubilă și care rămâne în ecuația ionică completă, dar și redusă, în formă nedisociată. Semnul reacției este formarea precipitatului clorură de argint. Proprietățile chimice ale bazelor la fel se deduc din seriile genetice. Cunoașteți că o bază interacționează cu un oxid acid, cu un acid, cu o sare, dar și cu un nemetal, însă reacția este mai grea. Ne axăm pe primele trei. Hidroxidul de sodiu interacționează cu oxidul de carbon 4. Oxidul substituie grupa OH, formând carbonatul de sodiu și apa. Este o reacție de substituție, dar totodată și de neutralizare, fiindcă se formează o sare neutră și apă. Hidroxidul de sodiu mai interacționează și cu acizii. Am exemplificat acidul sulfuric. Se formează sulfatul de sodiu și apă, reacție de schimb și de neutralizare. Și am ales o sare solubilă care va interacționa cu hidroxidul de sodiu. Este clorura de fier 3. În cazul acesta se formează hidroxidul de fier 3 și 3 molecule de clorură de sodiu. Să alcătuim ecuațiile ionice complete și reduse pentru aceste ecuații moleculare. La interacțiunea hidroxidului de sodiu cu oxidul acid CO2, vom disocia sub formă de ioni baza solubilă natrio-H, dar și carbonatul de sodiu, care este un electrolit tare din cauza că e o sare solubilă. CO2 și H2O rămân în formă moleculară. În ecuația ionică redusă se obține 2OH cu minus plus CO2, substanță gazoasă, este egal cu ionul carbonat cu două sarcini negative și o moleculă de apă. Semne ale reacției sunt două. Dacă gazul este ca substanță inițială, atunci zicem absorpția gazului și încă un semn este formarea apei. Am ales ca interacțiune cu acizi acidul sulfuric. Toate substanțele cu excepția apei sunt electroliți tari, prin urmare îi vom scrie în formă disociată. Ecuația ionică redusă este 2H plus plus 2OH cu minus, se formează două molecule de apă. Ecuația clasică a reacției de neutralizare. Pentru a alcătui o ecuație de interacțiune a bazei solubile cu sărurile, trebuie să respectăm două condiții. Prima, sarea trebuie să fie solubilă. Și a doua condiție, după reacție trebuie să se formeze o substanță insolubilă, adică un precipitat. Am ales clorura de fier 3 din cauza că precipitatul format după reacție, hidroxidul de fier 3, este o substanță insolubilă. În ecuația ionică completă va disocia hidroxidul de sodiu, care este electrolit tare, clorura de fier 3, dar și clorura de sodiu. Hidroxidul de fier 3 rămâne în formă moleculară. Am indicat săgeata în jos, ceea ce ne zice că este un precipitat. După reducerea termenilor asemenea, se obține fier 3 plus plus 3 OH cu minus,
se formează FeroH de 3 ori. Semnul este formarea precipitatului brun. Vă propun câteva activități de învățare. Selectează substanțele inițiale din care se poate obține sulfatul de cupru 2. Apoi vei alcătui ecuația moleculară, ionică completă și ionică redusă, care este semnul acestei reacții. Ai nevoie de tabelul solubilității. Rezolvarea este: ca substanțe inițiale am selectat hidroxidul de cupru 2 și acidul sulfuric. Să alcătuim ecuația moleculară, ionică completă și ionică redusă. La interacțiunea hidroxidului de cupru 2 cu acidul sulfuric se obține sulfatul de cupru 2 pe care am dorit să-l obținem și două molecule de apă. În ecuația ionică completă, hidroxidul de cupru 2, deși este o substanță inițială, nu-l disociem, fiindcă este insolubil și, prin urmare, este electrolit slab. Acidul sulfuric se scrie în formă disociată, 2H+, SO42-, sulfatul de cupru 2 la fel, cupru 2+, SO42-, apa este un electrolit foarte slab și rămâne în formă moleculară, plus 2H2O. După reducerea termenilor asemenea, se obține ecuația ionică redusă. Cupru OH de 2 ori sediment plus 2H cu plus se obține cupru 2 plus și plus 2 molecule de apă. Semnul reacției chimice este dizolvarea precipitatului hidroxidul de cupru 2, dar și formarea apei. Următoarea activitate de învățare. Selectează perechile de electroliți între care reacția decurge până la capăt. Indică condiția de decurgere a reacției chimice. Vă propun să analizați perechile de electroliți. Hidroxid de potasiu și acid sulfuric, azotat de zinc și hidroxid de sodiu, azotat de zinc și acid sulfuric. Aveți nevoie de tabelul solubilității. Rezolvarea este: la interacțiunea hidroxidului de potasiu cu acidul sulfuric se formează sulfatul de potasiu și două molecule de apă. Reacția decurge până la capăt din cauza că se formează apă. Azotatul de zinc cu hidroxidul de potasiu la fel decurge până la sfârșit din cauza că, ca produs de reacție, se formează un precipitat, hidroxidul de zinc și o sare solubilă, nitratul de potasiu. Azotatul de zinc și acidul sulfuric interacționează în felul următor, formând sulfat de zinc și două molecule de acid azotic. Însă, toate substanțele antrenate până la reacție și după reacție sunt electroliți tari. Deci, nu există niciun semn de decurgere. Se primește un amestec de ioni și reacția nu are loc. Spre sfârșit vreau să vă întreb, știați că stingerea sodiei cu oțet este o reacție de schimb ionic? Vă propun să meditați cum această reacție favorizează creșterea aluatului. Aici lecția a luat sfârșit. Succese!